Experții Uniunii Europene sunt din ce în ce mai rezervați cu privire la creșterea economică pe care țara noastră o va înregistra în acest an și în anii următori. Comisia Europeană a micșorat substanțial estimarea de creștere economică a României pentru 2018 la 3,6 din PIB de la 4,5 la începutul anului. Asta arată prognoza publicată astăzi de executivul Uniunii Europene, iar concluzia negativă a experților a fost enunțată pe fondul încetinirii consumului și a exporturilor României. În schimb, reprezentanții Instituții Europene și-au menținut estimarea din vară pentru o creștere economică de 3,8% în anul viitor. Pentru anul 2020, specialiștii comunitari apreciază că țara noastră va avea o creștere economică de 3,6%. În schimb, pentru rata anuală a inflației, prognoza este în ușoară scădere pentru finele acestui an, de 4,3% de la 4,4% în luna iulie. Pentru anul viitor, Comisia Europeană anticipează o inflație de 3,5% în creștere de la 3,4%, cât era estimată în iulie anul curent, iar pentru anul 2020 un nivel de 3,3%. Estimările autorităților române legate de creștere economică sunt mult mai optimiste. Guvernul Dăncilă a prognozat pentru acest an o creștere economică de 5,5%.